Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Mă bucur nespus de mult să vă revăd și să vă încânt cu un nou episod. A fost într-adevăr o pauză lungă, deși eu am mai filmat un vlog înainte de ăsta, dar este filmat undeva în primăvară până ca frunzele și toată natura să fie reînviat, iar nu am apucat să-l postez, fiindcă mi-era că nu o să mai reușesc să fac altele ca să postez cât de cât constant. Și tocmai asta s-a întâmplat, au avut loc niște schimbări în viața mea și n-am mai reușit să postez după acel episod, după ce l-am filmat. O să postez vlogul în perioada respectivă, fiind în primăvară, iarnă, atunci o să-l și postez, fiindcă este un vlog foarte reușit din punctul meu de vedere. Acestea fiind spuse, acesta este un nou episod, să spun, din seria Travel Vlog. O să mergem puțin, o să ne plimbăm prin pădure, o să tragem niște cadre, că n-am mai tras niște cadre de foarte mult timp. Revenirea mea m-a făcut să încep cu un travel vlog, deoarece zilele trecute tot mai a plouat, deci presupun că în pădure ar trebui să fie destul de multe ciuperci și asta mă intrigă, să fac cu un vlog de genul acesta. Tocmai de asta mi-am luat aparatul, e setat cu obiectivul de focală mică, așa că mergem să căutăm niște ciuperci. Eu am mai tras niște cadre cu niște ciuperci acum vreo 2 săptămâni sau acum o săptămână, nu știu exact. A fost foarte frumos, la fel niște ciuperci extraordinare. Am să vă las câteva poze din acea sesiune, dar din păcate nu am reușit să filmez un vlog atunci. Pur și simplu m-am plimbat pentru buna mea stare. Bun, păi atunci hai să nu mai stăm de vorbă și să începem, nu? Am uitat să menționez că între timp am construit și o platformă pentru păsări. Nu, un fluturaș. Ha! Oare ce a pățit? Ok, revenind, da, este o platformă pentru păsări. Eu am construit-o special ca să le pun semințe aici și aici montez de obicei camera de vânătoare, care în momentul când ele vin și mănâncă de aici, camera se acționează automat și înregistrează ceea ce fac ele. Momentan nu am avut succes cu ea până acum, dar eu tot le pun semințe aici ca să se obișnuiască cu locul, e normal pentru ele să nu vină din prima. Doar să vedem, poate o să avem noroc cândva, nu? Suntem la jumătatea lui septembrie și să zic că mai este cam o lună de aici încolo, o lună și puțin, în care pădurea va avea acel joc de culori. Abia aștept să văd și să fac vloguri în perioada respectivă. Acum vine sezonul meu preferat, nu? Adică, bine, pentru mine oricum sezonul preferat e orice în afară de vară. Nu știu dintre cei care v-ați uitat, am început să am o serie constantă de short postate din 3 în 3 zile de obicei. Sunt câteva cadre pe care le mai filmez în timpul verii, cum ai dus să filmez, sau și din urmă, depinde, este pur și simplu de revigorare, aș spune. Cum spuneam, am început cu ciupercuțele. Sunt aici. Da, și aceste ciuperci extraordinare din această scoarță de copac. Nu am mai văzut până acum, sincer să fiu. Dar pot să fiu sincer cu o singură chestie aici. Aceste ciupercuțe le-am mai văzut acum câteva zile și le-am pozat fix când abia dăduseră. Erau senzaționale. O să vă las poza aici să vedeți. Sunt niște poze extraordinare. Și ciupercile la fel. Ce este amuzant este că în locul acesta, fix unde sunt acum, în episodul acela de iarnă, eu am setat un fel de cort, pentru cunoscătorii de fotografii, un blind. Un blind reprezintă ori un cort, ori o cabană, ori orice fel de chestie în care fotograful stă ascuns și face poze din încăpere fără ca el să fie văzut sau el să fie pur și simplu camuflat. Și asta am încercat și eu să fac acolo. Cei drept m-am chinuit, nu pot să spun. Deci va fi cumva off-topic vlogul în momentul când va fi postat, dar vreau să menționez faptul că recent mi-a dat cineva un cort și o să încerc să fac mai multe episoade blind. Bineînțeles, se va încadra în categoria de wildlife. Este mult mai ușor de montat, mult mai ușor de pus. Am și o plasă de camuflaj. Voi încerca să reușesc să fac ceva în astfel de situații. Sincer să fiu, mi se pare chiar captivant. Sunt o grămadă de musculițe pe aici. Acum o să pun head mount-ul pentru GoPro și să începem să găsim ciupercuțe, să facem poze, nu? Ei,
Ei, și-am găsit deja primul subiect. Este o ciupercuță aici și să încercăm să-i facem o poză, spun, nu? Abia după ce am făcut poza am realizat că nu era de fapt o ciupercă. Bine, mai erau câteva ciupercuțe în zonă, dar o să căutăm altele. Nu înțeleg ce era exact. Sincer să fiu, se vedea că era o crenguță ca tulpină și sus păreau a fi acele fructe pe care le face stejarul. Sper să găsesc să vă arăt la ce mă refer și ceva uscat. M-am oprit aici fiindcă am găsit ceva până la urmă. Tot ce vedeți ca și ciuperci uscate sunt de fapt ciupercile de data trecută. Se pare că m-am înșelat puțin, probabil am dat prea puțin timp până să iasă de la ultima ploaie, dar oricum pe aici pe acolo găsim câte ceva să facem, dar nu-i problemă fiindcă vara avem o grămadă de subiecte de pozat. Ia uitați câte ciuperci uscate. Deci în zona aceasta sunt ciuperci la care am făcut poze data trecută, uitați acea ciupercuță roșie, ha, am câteva poze senzaționale cu ele. Ei, și uitați și ce căutam noi! Ah, se putea să nu găsim ceva de genul ăsta? Bine, se vede că e aruncat de când lumea și pământul. În continuare mă frustrează și mă supără când văd astfel de lucruri. Este imposibil să reușești să ții un lucru curat între oameni. Și aici vorbim de natură, fiindcă cum e pădurea, cum sunt oceanele, cum sunt toate aceste ecosisteme, nu are cine să le protejeze decât noi. Și, din păcate, în momentul de față sunt mult mai puțini oameni care protejează versus cei care aruncă și fac mizerii în astfel de locuri. Asta este lumea. Avem o ciupercuță! Deja am transpirat foarte rău. Bine, ce-i drept, e jumătatea lui septembrie, eu sunt în polar, fiindcă astăzi bate un vânt foarte, foarte puternic. Am vrut să încerc să ridic și drona, dar din păcate nu s-a putut, adică evident de ce. Dar nu-i problemă, fiindcă oricum o să vă las câteva cadre cu pădurea înverzită, să o vedeți de sus. Este un loc minunat. Ei, și aici este un loc, se poate observa pe frunze că sunt presate de greutate. Mai exact greutatea mea, fiindcă aici a fost locul unde am încercat prima dată să văd cum este cu cortul cel nou. Și da, am avut un feedback foarte pozitiv, mi-a plăcut extrem. Deci fiți pe fază că urmează episoade de genul. Uitați și ceva copaci tăiați. Într-adevăr, nu pot să mă plâng de asta, fiindcă a fost mâna pădurarului. El a curățat puțin zona de copacii care trebuiau eliminați. Cei drept a fost puțin dureros până să-mi dau seama ce se întâmplă, fiindcă eram în apropiere, nu în pădure, dar pe lângă, și auzeam cum pluzneau copaci în timp ce cădeau. Și pe mine mă doare lucrul acesta, dar după aia am revenit prin pădure și am verificat locurile și copacii sunt cei care erau marcați. Adică, oricum, se pot vedea că unii dintre ei erau afectați, ca acesta, de exemplu, care aveau goluri înăuntru. Și da, toți copacii marcați au dispărut de aici. Ha, ce ciuperc avem în față, este extraordinar. Am găsit aici o crenguță căzută cu niște ciuperci pe ea. Magie!
Voiam să menționez faptul că am schimbat și formatul episoadelor din seria de Wildlife, deoarece este o serie mult mai pretențioasă în ceea ce înseamnă a filma așa ceva. Cum spuneam, depinde de subiecte. Tocmai de aceea, vlogurile respective se vor desfășura de obicei pe mai multe zile, dar asta nu înseamnă că nu voi mai face, adică chiar voi posta tocmai de asta și povestea cu cortul și multe altele. O să vedeți atunci. Acestea fiind spuse, acesta a fost și cu acest vlog. A fost cumva un vlog de bine am revenit, fiindcă oricum majoritatea a fost aici întotdeauna. Și încă vă mulțumesc că sunteți cumva alături de mine. Îmi pare cumva rău de pauza pe care am luat-o în a face acest lucru, dar nu a ținut numai de mine, să spun așa. Adică a ținut de anumite schimbări din viața unui om, pe care sunt sigur că mulți le înțeleg. Ce să spun așa pe final, de acum încolo o să tot postez, abia aștept să vă aud din nou gândurile, să vă văd scriind în comentarii și toate cele. Așa că nu omiteți acest lucru, măcar așa ca un bine am revenit. Și nu uitați să mă susțineți în continuare cu un like și un subscribe. Și bineînțeles, foarte important, trimiteți mai departe cuiva căruia chiar credeți că i-ar plăcea. Pe mine, până la urmă, de fapt asta mă interesează, nu mă interesează un număr fals, mă interesează oameni care să iubească această categorie, de exemplu natura. Asta îmi doresc, să fiu momentul de reculegere al unor oameni cărora le este greu și le place să vizualizeze câteva cadre ca ce este în spatele meu. Nu uitați de toate procedurile ca de obicei, eu am fost Adrian Pădureanu și noi ne revedem data viitoare, salut!